Salutare! Astăzi am revenit la un nou videoclip. Astăzi vom face un review și o să testăm aceste petarde. Da, avem aici Magic Time PP1. Da. O să le facem un test, un review. Să vedem ce-s cu ele. Bun, să vă prezint așa în mare ambalajul acestor petarde. Avem platerale Magic Time PP1. Da, avem aici 20 de bucăți. Numărul de bucăți, tot la fel Magic Time. Bun, să vedem pe spate ce informații ne oferă aceste petarde. Avem aici denumirea PP1. Avem un gramaj 10 grame pe bucată, 20 bucăți, 0,5 grame pe bucată, certificat european. Bun, avem aici, avem și instrucțiuni în limba română, deci este flash petardă, categoria F2, vârsta minimă de 18 ani. Bun, ce mai avem aici, de fabricații 2021 și sunt fabricate în China. Bun, cam așa arată ele în set, arată destul de drăguț cum sunt ele împachetate. Hai să vă arăt și cum arată o astfel de petardă, dacă nu ați văzut până acum. Bun, am luat una cam cu ambalajul mai deformat, dar nu are nimic, oricum o să o bubuim. Avem aici mare denumirea PP1, da, Magic Time, 0,5 grame gramajul, da, categoria F2, e cu dop de gips, avem aici un fitil destul de scurt, destul de subțirel, dar eu zic că pentru calibrul ei și mărimea ei e destul. O să vedem și cum arde. Hai să luăm una, două și să le și testăm. Bun, hai să vedem un PP1 cum bubuie. Oh, cam slăbuț. Bine ce nu suntem pe lângă pădure, suntem undeva pe un câmp și asta nu prea ajută la sunetul exploziei. Bun, hai să mai luăm una și să ne convingem de ele. Eu zic că bubuie destul de bine, așa cum se aude în realitate. Acum nu știu cum se aude și pe filmare, că e cam greu de redat sunetul. Bun, hai să mai vedem una, deci PP1 Magic Time. Bine. Hai să mai dăm unul și mai aproape. Mai luăm unul. Poate o să se audă mult mai bine dacă o dau mai aproape. Eu o să dau mai aproape de cameră și o să mă îndepărtez, bineînțeles. Bun. Hai să mai vedem unul și cu asta încheiem și acest videoclip. PP1 Magic Time, 0,5 grame. Bine, hai că bubuie destul de bine pentru calibrul lor. Bun, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați acolo să bubuiți butonul de like. O să urmeze foarte multe videoclipuri și pe acest canal. Da, butonul de subscribe. Iar noi ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Vă salut, pa, pa!